ajutorul meu în viață. Am aici măslinuțele. Acum voi încerca să le curăț de codiță cât se poate și le pun în bolul ăsta de aici ca să le pot spăla. Ce nu are codiță, punem direct. Și dacă mai rămâne așa câte o codiță mai mică, n-are nimic gust bun după. Am pus apă peste măslinuțe, după cum se vede, le spăl binișor și mă apuc imediat să le zdrobesc. E foarte esențial pasul ăsta, pentru că așa vom scoate amăreala mai repede din ele. În stadiul acesta măslinele sunt foarte amare, adică nu le poți gusta. În comerț se vând, evident, măsline tratate chimic, cel mai probabil cu sodă caustică, ca să le scoată amăreala, pur și simplu. Sunt băgate într-o soluție și le-a scos amăreala instant. Ei, dacă vrei să le faci pe mod natural, trebuie să urmezi un proces puțin mai lung, și anume le zdrobești sau le crestezi și după care, până le iese amăreala, trebuie să le schimbi apa în fiecare zi. Eu, de obicei, în primele zile schimb apa de 2 ori, iar după o săptămână așa încep să le schimb apa o dată pe zi și când nu mai sunt amare, urmează să le fac un dressing, adică să le fac gustul. După cum vedeți, am un bătător de carne pe care îl voi folosi ca să strivesc măslinele. Pur și simplu le pun într-o pungă ca să nu murdărim situația și dau așa în ele ca să le strivesc puțin, nu prea mult, cât să pătrundă apa în ele ca să le putem scoate amăreala din interior. Am aici 2 borcănace, unul mai mare și unul mai mic, pe care le voi mura. Vedeți că nu le-am umplut până sus pentru că măslinele se vor umfla, așa că trebuie să le lăsăm un spațiu. Iar acum voi umple borcănașele cu apă și, repet, cu cât schimbăm mai des apa, cu atât amăreala iese mai repede. Gen de 2 ori pe zi, chiar și de 3 dacă aveți răbdare, în prima săptămână, iar după mai răruț. Acum le lăsăm. Diseară le schimbăm apa și tot așa până când nu mai sunt amare și continuăm cu procesul nostru, adică să dăm gust măslinilor după ce le scoatem amăreala. Las aici în zona asta de colț de chiuvetă ca să le am la îndemână, să-mi aduc aminte de ele, practic, să le schimb apa cât mai des cu putință. Procesul de schimbat apa în fiecare zi la măsline este cam de 2 săptămâni. În prima săptămână schimb apa de 2 ori pe zi și clătesc măsline, după cum ați văzut, iar în a 2-a săptămână, la fiecare schimbat de apă care îl fac o dată pe zi, adaug câte o linguriță de sare. Eu acum știu că este un proces mai lung, dar e natural, adică n-au niciun chimic băgat în interior. Când le-am scos amăreala, când sunt gata de pus condimente, le pun într-un bol și trebuie să arate cam așa. Vedeți? Deja se văd că sunt murate, cum ar veni. Acum le adăugăm lămâie. Apropo, adăugați fiecare ce vreți. Nu ne place așa, dar să știți că mai facem și cu ceapă câteodată și în ulei. Noi adăugăm în borcanul ăsta, ați văzut, coajă de lămâie, un ardei roșu, o căpățână de usturoi tocat așa mai mărunțel, foi de dafin, niște rozmarin, uite, o crenguță am aici de rozmarin, tot așa o crenguță de cimbru. Adăugați ce condimente vă place vouă până găsiți gustul ăla care vă place cu adevărat. Nu așa ne place, uite, amestec puțin și era să uit. Adaug și puțin ulei de măsline că îi dă un gust foarte, foarte bun. Amestec foarte, foarte bine. Să se amestece toate nebunile acolo, după care le pun pe toate în borcanul cel mare, căci mi-au încăput toate măslinuțele în borcanul cel mare. Acum este momentul să facem și niște saramură la borcanul ăsta mare, care are, cred că, 1 litru, s-ar putea. Am adăugat 2 linguri și puțin de sare, jumătate de pahar de oțet și am umplut cu apă. Am agitat puțin borcanul să se amestece și sarea bine acolo și gata. Acum, ideal ar fi să stea 2 săptămâni așa, cu toate condimentele acolo, să prindă gust măslinele, nu umblăm la ele, le lăsăm în cămară și după 1 săptămână, hai, sunt gata de mâncat. Și după 3 zile, dar ideal ar fi să le lăsăm 1 săptămână, 2, l-a murat să prindă gustul condimentelor puse în borcănaș. Și asta este povestea măslinelor la noi în casă. Așa murăm noi măslinele.